primăria nici măcar nu s-a referit la lucrul ăsta. Interdicția pe care a eliberat-o spune că în perioada campaniei electorale ar fi o dispoziție de la guvern prin care noi nu putem să ieșim în stradă în perioada de până la alegeri. Ceea ce noi considerăm că e semi-legal sau chiar ilegal, fiindcă legislația nicăieri nu specifică lucrul ăsta. Și s-ar putea chiar acum să avem surprize cu oamenii care vorbim, cu oamenii care se ne întrebe ce se întâmplă aici. Deci, dumneavoastră, a fost anunțat că dumneavoastră trebuie să închideți camera, că o să fiți reținut. Asta e semnul pe care mă recunoaște. De ce trebuie să recunoaște? Ce s-a întâmplat? Deci, după asta mă recunoaște colegul. Prima dată am vorbit cu el, i-am spus că o să fiu cu o pânză neagră în mână. De ce trebuie să vorbim? De ce trebuie să vorbim? Cine vorbim? De ce trebuie să vorbim? Eu v-am spus că nu e o acțiune publică. M-ați înțeles sau nu? Deci eu aștept un coleg. Eu aștept un coleg cu o pânză în mână. Mi-a dat conștiință. Deci eu sunt un cetățean care stă în stradă, fără să facă nimic. De ce îmi cereți să merg la secție? Eu o să puteți nu faci nimic. Deci eu sunt în stradă. Eu sunt în stradă și nu se întâmplă nimic. Te bagă în posterioritate. Închide camera. Domnul, eu sunt legal aici. Nu trebuie v-ați legal. În baza legii 560, cratima 8, articol 5. Domnul, în baza declarată pe la domn de pus. Nu am voie să stau cu asta, nu, asta e etichetare? Da. Demonstrat. Demonstrat. Prin lege, demonstrat. Eu n-am dreptul să stau în trotuar, așa, în loc public. Vei voi ce înseamnă că ori strângeți, ori urmați la comisariatul de poliție. Ori a strâns materialul pe care-i motivul? Pentru că nu aveți dreptul că ați pichetat în... Invocați legea. În perimetru ăsta. Ce undeva, este în legea 560... Ascultați, domnul, dați-mi voie să vorbesc eu, vă rog. În legea 560 este stipulat că la 25 metri de obiecte de importanță majoră nu aveți de pichetat. Deci aici sunt 25 metri până la ambasada Rusiei. Mi-a luat atât în prea la Rusiei. E tichet. Nu e un tichet. Eu stau pe la... Vreți să fieți cu ei, stăți în poate și la bani. Ce le va aduce în poate? Dar unde scrie aici? Nu am voie să stau în perimetru ăsta. Demonstrați că aici este interzis. Lumea merge, lumea stă. De ce este interzis? Se reține iar noi?
Deci unde scrie că nu am voie să stau aici? Domnul Stan, ia domnul Stan. Ar trebui să invocați legea. Domnul Bregan. La fel, la fel cu cața în automobil. Cața în automobil. De ce? Eu de ce? Eu cu ce am greșit? Dar eu cu ce am greșit? Toți vezi în primul rând. Dar eu cu ce am greșit? Dar eu ce am făcut? Eu filmam. Acela-i microfonul nostru. Nu așa, nu poate fi nostru. Dar eu cu ce am greșit? Ei nu prea știu ce e vinovat acum. Eu cred că i-am încurcat ceva. Eu nu știu cu mâna cui să ia focul cu castanele de foc. Băi, mi se pare că băieții ăștia greșesc foarte tare. Da, dar eu nu știu cine greșește mai tare. Eu sunt sigur că greșesc foarte tare. Măcar nu-ți dau seama. Își dau seama, că dacă nu-și dădeau seama ne luau și ne duceau, dar acum ei simt că e nasol. Care vreau să rămână fără epoleți. Opa. Deci, care primul rămâne fără epoleți? Mai puteți decide acum să ne lăsați în stradă, cred că nu-i târziu. Am spus-o și la acțiunea trecută. Și nu-i târziu. Nu-i târziu să ne lăsați în stradă, pentru că considerăm că greșiți. Și greșiți amar, e scandalos de tot. Cineva va trebui să răspundă pentru asta. S-ați mai calcat odată pe aceeași greblă, ziaristul a stat de-a stradă. Acum și tehnica o să fie stricată. Ei, dar cum e? Unde suntem aici? Cine-o spus? Da,